După ce în urmă cu 2 ani am trecut așteptările reprezentanților Federației Internaționale de Motociclism, Buzăul va găzdui din nou o etapă a campionatului mondial de enduro. Competiția, în cadrul căreia sunt angrenați cei mai buni sportivi de profil din lume, se adresează atât celor avizați, cât și iubitorilor sportului în general. Faptul că în oraș există o largă comunitate a pasionaților de enduro, dar și traseul provocator pentru concurenți, au fost câteva din aturile pentru care Buzăul a fost preferat în fața altor orașe. Este un fenomen sportiv în care este foarte frumos pentru oameni, văd cu totul și cu totul altceva, n-au ocazia să o vadă decât într-o etapă de campionat mondial, nu se compară cu europene, nu se compară cu competițiile naționale. Vedetele prezente deja au apreciat traseul ca unul destul de dificil, dar în același timp tehnic și spectaculos. Ca și acum 2 ani, nu se poate reproșa ceva la capitolul organizare. I want to say the organizers are very motivated to make Organizatorii sunt foarte motivați pentru ca la evenimentele din weekend să meargă totul bine și au muncit din greu toată săptămâna pentru a ieși o cursă bună. Proba cross-test este cea mai spectaculoasă, chiar dacă secțiunea extreme este foarte tehnică. Cum proba enduro este foarte solicitantă, rezultă o competiție foarte completă în ansamblu, la standardele unui campionat mondial. We have a complete race for the standard of the world champion. All the riders enjoy this race and pentru toți riderii o să fie o bucurie să participe la acest eveniment, mai ales că este plăcut să concurezi într-o țară nouă. Pe lângă notorietatea pe care o va câștiga Buzăul odată cu această etapă de campionat mondial, este de menționat faptul că și economia urbei va avea de câștigat. Se estimează că numai participanții la competiție vor cheltui câteva sute de mii de euro, nemai vorbind de turiștii veniți în zonă special pentru eveniment. Nu știu dacă știți, cei care se deplasează aici vor lăsa câteva sute de mii de euro în cele 3 zile. Este cheltuiala lor personală care rămâne în plan local. Etapele de campionat mondial, cred că de orice tip, atrag foarte mulți turiști, foarte mulți spectatori și dezvoltă foarte mult România. Suntem foarte bucuroși că prietenii noștri de la Buzău reușesc să renoade contractul pe care l-au făcut cu promotorul în 2011 și să aibă posibilitatea să organizeze etape de campionat mondial de enduro în fiecare an. Etapa de campionat mondial debutează vineri, când vor avea loc antrenamentele și proba cronometrată super specială, cea mai spectaculoasă parte a competiției. La finalul fiecărei zile se va organiza în piața din centrul orașului festivitatea de premiere aferentă fiecărei clase. Concursul se va desfășura pe trasee din oraș și comunele Merei, Vernești, Mărăcineni și Vadul Pașii.